există greșit în univers, nu există corect în univers, nu există moralitate în univers, există doar legea și atât. Legea este așa. Tot ce presupun că e adevărat, e adevărat și se va manifesta. Creația este gata, voi nu vă apucați să creați ceva, voi selectați din toate posibilitățile cea în care vă este cel mai ușor să credeți. Mai zic o dată? Deci din toate posibilitățile de realitate, eu mă aliniez vibrațional cu aia în care mi-e mai ușor mie să cred și să mă identific. De exemplu, mă pot alinia din greșeală cu un șir lung de despărțiri sau de triunghiuri în iubire, pentru că mă identific a fi locul 2 sau mă identific a fi o persoană abandonată, pentru că așa am fost în copilărie. Deci, dacă tu în identitatea ta de sine sau în conceptul tău de sine, tu te simți mai puțin decât bună, mai puțin decât locul 1, tu te vei trezi alergând după bărbați însurați, atrăgând doar parteneri care te pun deja în competiție, pentru că ești obișnuită cu competiția. Ideea este să te vezi persoana care are deja treaba aia și asta nu înseamnă neapărat vizualizări pe sat, cât înseamnă cine mă identific a fi.